Un film foarte bun pe Netflix. Cred că e și făcut de Netflix. Mă gândesc să termin chestiile. I'm thinking of ending things. De la început, oribil titlu. Oribil titlu. N-am vrut să văd filmul ăsta. Dacă vorbim despre entuziasm, tot apărea la recomandate acolo pe prima pagină la Netflix și arăta bine, nu m-am uitat la trailer din câte știu, arăta bine, avea tipa asta roșcată care părea interesantă, era tipul din Black Mirror, dintr-un episod fain cu Black Mirror, deci cam totul era acolo, știi? Dar n-am vrut să-l văd și știu că m-am întrebat două, trei persoane pe live dacă l-am văzut sau intenționez sau ce părere am despre. Am zis, mă, nu cred că o să-l văd, dar uită-ne aici, pentru că eram curios într-o după-amiază. Să văd dacă e rău, dacă e bun. Și să o dovedește a fi un film foarte, foarte bun. Când vine vorba de poveste, avem un cuplu, respectiv roșcata asta creață cu tipul ăsta din Black Mirror care a jucat în episodul ăla cu Star Trek. Filmul începe cu cei doi care pornesc într-o călătorie cu mașina, într-un road trip, către ferma lui, ferma părinților lui. Toată chestia e ca să, că ei se văd de ceva timp și, na, să vadă și ea unde au crescut el, să vadă părinții, să stea la masă și după aceea ea trebuie să plece că are o chestie de lucru de terminat de seara. Din punctul ăla, dar fără spoilere, desigur, totul devine un pic cam ciudat. Când ajunge acasă, vede părinții, dă noroc cu ei, îs câteva detalii despre beciul casei, să zicem, și totul devine foarte weird. Filmul e normal până în punctul ăla și chiar credeam că o să se transforme într-un film horror la un moment dat, așa din senin, și o să mă surprindă că, nu te așteptai ca filmul ăsta romantic-drama să fie horror. N-a făcut asta, să știți, dar a mers într-o direcție unde eram ok. Îmi place ce văd. Deep, nice, nu foarte, foarte simbolistic, că nu prea îmi plac chestiile astea aruncate cu nu știi tu de fapt ce înseamnă pictograma asta. Nu, filmul văd cum poate să fie complicat pentru multe persoane și după aceea să caute clipuri din alea cu Explained pe YouTube, dar în același timp e și foarte drăguț și cum e filmat. Nu prea aș vrea să vă spun foarte multe din poveste. Știu că ați vrea, cei care l-ați văzut, să discutăm spoilere și ce, cum ți se pare când ai văzut la final sau astea și eu gen, lasă să descopere oamenii ce-i filmul ăsta și cât e de frumos. Asta e tot ce trebuie să știi. E un cuplu, el cu ea, și amândoi se duc să întâlnească familia lui și de acolo devine kind of weird. Când vine vorba de actori pentru filmul ăsta, păi dacă știam care actorii ăștia, păi dădeam play mai de mult. Dar vreau să acord, de exemplu, tipa asta, roșcata. Nu o știu de niciunde. M-am uitat pe Google, pe IMDb, ce a mai făcut, nu mi-este familiară deloc, dar e atâta de charming, de drăguță, cum vorbește cu el, la ce se gândește. Nu știu, e frumos. Cu siguranță ea este inima filmului sau culoarea filmului și vezi cum trece dintr-o stare în alta, de la curioasă la amuzantă, la se înțelege bine cu părinții sau e un pic awkward, mi-a plăcut la maxim. Tipul, în schimb, din Black Mirror, mi-a plăcut și el, nu spun că nu, doar că a fost un pic mai ciudat și am înțeles de ce pe la final, dar a fost un pic retras. Se simțea că e inconfortabil. Și are niște ieșiri superbe în anumite momente, mai ales când o corectează pe mama lui. Nu știam că părinții, în primul rând tatăl, e unul care a fost răufăcătorul în Wonder Woman. Nu știam de unde îl știu. Nu mi-a plăcut în Wonder Woman, dar aici a fost ceva special, a fost foarte ciudat cum se mișcă, cum vorbește, cum interacționează cu prietena lui, fiul său sau cu fiul în sine. A fost frumos de interesant. Fiecare scenă cu el sau dialog, eram curios să văd ce spune și cum se comportă, gesturi. E clar. În filmul ăsta este Toni Collette. Dacă nu știi cine e Toni Collette, vreau să spun doar atât. Hereditary. Man, femeia asta pe oriunde apare,
Parcă cumpără tot filmul. Din nou, actrița principală, roșcata, e superbă, e inima filmului. Dar când am văzut că e Toni Collette în filmul ăsta și am văzut-o pe femeia asta și cum se comportă și cum joacă la masă și cum evoluează toată treaba, eram... ce mă bucur că ești în filmul ăsta. Filmul ăsta a devenit mult mai plăcut pentru mine. Mai sunt pe personaje pe parcurs sau mai sunt personaje care apar și pleacă, dar în mare cam pe astea m-am focalizat cel mai mult și astea au făcut în mare filmul pentru mine. La sfârșitul zilei pentru mine, I'm thinking of ending things. Oribil titlu. A fost un film foarte bun pe Netflix. Este filmat și ăsta împătrat, la fel ca First Cow de care am vorbit recent. Asta e așa, dacă te deranjează, asta e, dacă nu poți urmări, e total ok, înțeleg, dar în același timp pe mine nu mă deranjează. Îmi place cum e colorat filmul ăsta, dar nu cum e corecția de culoare. Este un verde, roșu, auriu, câte Christmas, așa, gen și afară, știi, ninge și pereții îți verzi și posterul e foarte cu verde și așa, se simte a Crăciun, cumva. E foarte frumos și e foarte bine filmat. Nu știu cum a ajuns ăsta pe Netflix. Nu că Netflix n-ar avea chestii bune, dar ăsta, sincer, e un film pe care l-aș vedea la alt studio care îmi place mie. Nu știu care, dar să zicem că studioul ăla a făcut mai mult de 24 de filme. Am înțeles că e o adaptare după o carte cu același nume. N-am citit cartea. Dar în mare pot să spun că sunt foarte mulțumit. L-am văzut după masă și eram ok, ăsta e, nu e un film lejer de după masă, să știți. Nu, 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 nu. L-am văzut eu de după masă. Ăsta e un film, o să stai un pic pe el. Nu te uita la altceva, nu fă altceva, stai relaxat și bucură-te de el, da? Pe lângă faptul că e filmat foarte frumos, și momente muzicale foarte frumoase în el, și momente din astea de schimbă cadru, nu cadru, schimbă scena. Ca să înțelegi, să zicem că la un moment dat în bucătăria aia mănâncă toți la masă, dar într-un moment e doar fata, nu mai e nimeni. Și sunt anumite tranziții din astea interesante, ai grijă să nu te pierzi. Eu am simțit un pic că m-am pierdut pe la aproape de final, că se întâmplau prea multe chestii. De-aia zic, uită-te atent la el dacă te uiți. Per total, povestea, dacă o înțelegi și înțelegi ce se întâmplă acolo, ești ok, îmi place. E un film dramă romantic, trist, foarte trist și cred că o să se regăsească mulți oameni în el. Da. Titlu. Hai să vorbim un pic de titlul ăla. Nu știu dacă e un trend, nu știu ce se întâmplă cu filmele în ultimul timp sau serialele, de la The End of the Fucking World la I Know This Much Is True și acum la I'm Thinking of Ending Things și pot să mai dau exemple din astea. Nu știu ce se întâmplă cu filmele astea sau seriale de au titlu aproape o propoziție sau o propoziție. E greu de recomandat, e un mouthful, adică de-abia pot eu să-l spun acum, I'm thinking of ending things. Încearcă să recomanzi asta într-o discuție cu cineva. Și probabil vă întrebați că de ce pui așa de mult accent pe titlu, că mulți oameni nici nu se uită la titlu. Well, asta e o chestie de marketing, e o chestie când îți place un film, dar mie îmi place filmul ăsta. Și vi recomand vouă, probabil unii nu o să dați click că e titlul ăsta oribil, dar în același timp gândiți-vă cât de departe o să ajungă filmul ăsta pe care îl placi. Nu? Și titlurile, la unele chestii, mai ales astea care sunt și mai bune, devin tot mai ciudate. Îți dau un exemplu, Baby Driver. E un bebeluș care conduce. Dar de fapt te uiți la film și e un tip pe care îl cheamă Baby. E un titlu destul de simplu, nu? Logan. Mașină de poliție, simplu. Ce mai? Lighthouse. E un lighthouse, un turn din ăla de lumină. L-am farul Constanța. De ce e atât de important titlul? Pentru că de multe ori titlul e primul lucru pe care îl afli despre un film sau un serial sau un joc sau ce vrei tu.
Păi stai, sucre, că mai este și trailerul și posterul. Da, dar dacă eu vin și spun, ai văzut? I'm thinking of ending things. Prima oară îți spun titlul, nu? După aia tu spui, nu știu, n-am auzit de el. Păi hai să-ți arăt pe telefonul meu un trailer. E acum pe Netflix filmul ăsta. După aia e trailerul. Și până acasă ai uitat titlul ca să-l cauți. Vezi, de asta e important. Lăsând asta la o parte, filmul e superb. Îl iau în considerare pentru topuri și sper să-l vadă tot mai mulți oameni. Îmi place povestea, îmi plac actorii carismatici care interacționează într-un fel cu acord așa fiecare între ei. Totul este fain până la final. Chiar și finalul îmi place. Nu știu exact cum să-l mai laud decât să spun uitați-vă la el, că e la mâna voastră. E pe Netflix, e la Movies, acolo original Netflix, îl găsiți imediat, e recomandat destul de mult. Vă rog să vă uitați la el. Pentru mine, I'm Thinking of Ending Things primește scut complet. E cu plus, e foarte aproape de ratingul legendar, dar titlul ăla mă trage în spate și poate mai sunt câteva aspecte de editing pe la final, unde se duce în față și în spate la greu și mulți oameni o să se piardă cu treaba aia, chiar și eu m-am pierdut cu treaba aia. Ai văzut filmul ăsta? La care nu o să-i mai spun titlul încă o dată? Intenționez să-l vezi? Lasă-mi în secția de comentarii și desigur subscribe dacă vrei să devii locuitor rebel pentru că nu vrei să ratezi clipul următor.